Dnistru, apa cea mare a noastră. Înălțându-și și apărându-și noroadele în lumina curgerii lui veșnice, încă statornicindu-le și moștenindu-le numele și izbândirele de peste ani și veacuri cu cetățile sale, cum de s-a făcut ca noi, copiii lui, să-l lăsăm acum în deznădejde și pustire? În a doua jumătate a anilor 80, am conștientizat că aceste păduri, aceste râuri, această natură frumoasă, e la suprafață frumoasă, dar ea era bolnavă, era grav bolnavă. Uitați-vă, te apucă groază noapte. Dintr-un sentiment mercantil am arat până și malurile. Le-am îmbuibat cu erbicidi și chimicali, care fiind luate de șuvoiul ploilor și al irigării, pătrund treptat în albea Nistrului, otrăvindu-l. Pentru că în țara asta toți ca unul se consideră stăpâni. Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, considerat un strugure de poamă pe harta Uniunii, de fapt, nu avea apă curată. În ultimii 10 ani de zile, cu o cadență crescândă în ultimii 3-4 ani, s-a înrăutățit situația pe Nistru și respectiv dialogul nostru pe care îl avem cu Ucraina pe acest subiect. De ce? Ucraina a început într-un mod foarte agresiv să exploateze Nistru superior, construind tot felul de construcții hidrotehnice pe cursul superior al Nistrului. Acest lucru a dus la scăderea debitelor de apă pe Nistru, iar Nistru din râu și fluviu se transformă, din păcate, în baltă. Pentru că de la Novodnestrovsk în Aval avem tot mai puțină apă și tot mai multe intervenții antropice există în debitele de apă care ajung în Nistru. Vreau să vă spun că din anul 45 până în prezent, malul fluviului s-a depărtat pe laturi cu 20 de metri de la centru. De ce? Vă explic. Pe tot parcursul lui sunt instalate circa 500 de pompe care au și distrus râul, peștele. Pagube colosale au pricinuit gospodăriei piscicului pompele astea. Înainte foia râul de sergă, de scumbrie de Dunăre, de somn adevărat, auzi, mă, ta? Și păstrugă era, și morun, dar acum? În 1960, aveam vreo 12 ani sau nu știu cât, s-a făcut fabrica de zahăr de la Cupcini. Da, industrie, ne uitam cum crește acolo, o clădire albă, mare, cu niște coșuri de fum. Și fără nicio responsabilitate, când s-a dat în exploatare, s-a dat drum la apele reziduale, la putoarea aceea de sfec, jom, s-a dat drumul pe acel râuleț care ne decolora viața. Și nimeni nu se gândea că pământul poate, că apa poate se polua, să vină niște, mătasa broaște din cauza că nu-i curățită și să ucidă apa. Pământul poate fi epuizat din cauza că trântim foarte multe îngrășăminte. Nimeni nu se gândea. Așa cum nu s-au gândit ce, dăm drumul, ia, ca părăul ăsta, într-un moment, prin mijlocul satului trece un râu de putoare care și toată lumea s-a speriat. Ce e asta? Ei nu știau că industria zahărului, dulce industrie, zahărul are atâta otravă între. Camioanele, căruțele și dobitoacele toate murdăresc apa Nistrului. Lucru foarte urât din partea localnicilor. Cine poartă vina? Șefii sunt de vină. Din voia lor am ajuns în acest hal fără de hal. Așadar învinuim, ne justificăm, promitem, dăm asigurări. S-au adoptat hotărâri, s-au emis un șir de directive, într-un cuvânt, suntem cu toții îngrijorați, revoltați și, după puterea de fiecăruia, ne aducem obolul nostru personal la marea operă de salvare a fluviului. La noi totul e bine, totul e frumos, totul înflorește, avem păsări, avem cocostârci și trăim bine și suntem fericiți. Nu avea nimic, realitatea cu rapoartele lor mincinoase, prin care ei spuneau că impactul nu este unul dezastruos pentru sănătatea populației. De aceea, Republica Moldova sau Republica Sovietică Socialistă Moldovenească trebuie privită ca un poligon a Uniunii Sovietice, fiindcă aici se experimenta unul dintre modelele de agricultură modernă,
Și agricultura modernă pentru dânsi însemna cât mai multe chimicale și cât mai multe îngrășăminte minerale. Nu o singură dată vi s-a adresat președintele colhozului cu rugămintea să încetați să ne otrăvi. Ridicați actele și vă veți convinge. E de ajuns o mică dereglare a zăgazurilor și toată murdăria asta vine peste noi. Nu exclus că tragedia poate să se întâmple chiar la noapte. Și gudronurile nimerind în bronicearca noastră, iar bronicearca se varsă, după cum știți, în râul Bistrița, iar Bistrița e afluentul Nistrului și cred că e clar ce am vrut să spun. Am avut 3 iazuri care chifteau de pește, frumoase iazuri, dar a pierit peștele. Acum ne pierd și vitele. Când mor râurile, nu ne rămâne decât tristă amintire despre ele, cum ne-a rămas despre acest jalnic canal de scurgere atestat în toate enciclopediile drept râul Bâc, afluent al Nistrului, pe care a fost înălțat acum câteva sute de ani orașul Chișinău. Referitor la soarta de mâine a râului, autoritățile capitale au dat de înțeles că au alte probleme mult mai importante. Cam aceeași atitudine o au și conducătorii de la sate. Apa e foarte murdară, îmbâxită cu motorină, cu petrol, gunoi, cauciucuri uzate, într-un cuvânt, totul se aruncă în râu. Nu mai ținem minte când ne-am scăldat în apa lui, te apucă groaza. Și apoi și fântânile din preajma Bâcului au secat, a năpădit chimia în ele, apa e caleșia, n-o bea nici vita. Anul 1983, orașul Stebnic, avarierea digului de captare a deșeurilor toxice de la fabrica sărurilor de potasiu. ,5 milioane metri cub de substanțe poluante au erupt în apele Nistrului. Deluviul a nimicit și a scos din funcție cele mai bune pământuri din zonă. Au pierit mii de tone de pește, pustiite au rămas imașurile și livezele. În mare primejdie se află aprovizionarea cu apa milioane de oameni în bazinul Nistrean. Dacă luăm tehnic și dacă luăm în gust așa pentru satisfacția noastră a prezentului, atunci probleme mari nu există. Dar dacă noi, în calitate de oameni de stat și de actori în acest tablou, ne îngrijim și ce se va întâmpla peste 50 sau peste 100 de ani aici, în acest spațiu, atunci probleme există foarte și foarte mari, pentru că cercetările de la Academie de Știință demonstrează că, de exemplu, astăzi, la o distanță de, hai să zicem, 50 de ani, da, de când se fac primele cercetări privind debitele pe Nistru, avem scăderi cu 10, 15, 20%. Este fund râului. Asta nu-i mal. El trebuie să fie acolo. Așa. Adică, vedeți că nivelul e destul de mic pentru primăvară, adică după zăpadă, asta chiar e critică, aș spune. Facem expediții pe ambele râuri, pe Nistru și pe Prut. În afară de ce colectăm probe de apă și tot ce este viu în apă, colectăm și probe de pește, în care analizăm nivelul de acumulare de filtru poluanți, începând de metale și terminând cu pesticide și alte substanțe organice persistente. Asta este necesar pentru aprecierea calității peștelor, despre aprecierea sănătatea peștelui. Asta ca ultima verigă în aprecierea stării ecosistemelor care le studiem. Filtrez probe de apă pentru a diviza suspensiile. Primește așa un precipitat de culoare cafenie. Înseamnă că este oxigen. Dacă oxigenul lipsește, atunci el e alb. Avem și așa cazuri. Dacă noi luăm apă, suspensii, mâluri, atunci noi vedem componența chimică mai mult. Dacă ați văzut cum am filtrat toate probele prin diferite site, prin diferite, am luat tot ce este viu, începând de la microorganisme, fitoplancton, zooplancton sau organismele planctonice nevertebrate, cele care mâl,
La sfârșit, ultima virigă a lanțului trofic este peștele. Și bineînțeles că peștele este mai greu de colectat, de strâns și acum, la sfârșitul iernii, practic am luat probe de pești. Acum sunt în laborator, sunt la etapa de prelivare preliminar și după aceea, utilizând acest echipament care îl vedeți în jur, a să fie făcute analize pe deplin. 20 ceva de metale, mai mult decât 20 de substanțe organice care vor fi puse în apreciere stării și care sunt în recomandările, în propunerile care întotdeauna le dăm la diferite nivele de organe decizionale care pot să rezolve ceva în domeniul tare. Vor fi oare în stare oamenii de știință din tagma celor cu mintea clară să iei sub control activitatea tovarșilor săi de breaslă care nu se gândesc la urmări și duc de râpă moștenirea noastră cea mai de preț, apa, pământul, aerul. Care e cifra care determină la etapa actuală cota microbilor în Nistru la Râmniță? Есть вот эти данные, они верные. Есть они в Кишиневе, в Республиканской санэпидстанции, которые анализируют все эти данные. И брали мы данные... Но и диспунем для частой цифры. И он регистрат еще на Кишинев. Analizele le-am făcut chiar în locurile acestea. Trist. În luna iulie, cifra ce determina cota bacteriilor a fost de 2400 ori mai mare decât prevede norma. Microbii sunt focarele diferitor boli infecțioase. Cu apa Nistrului noi irigăm legumele, roșiile, castraveții, care apoi nimeresc pe masă oamenilor. La noi e foarte mare numărul de boli infecțioase. Deținem primul loc pe Republică. Autoritățile sovietice știau exact calitatea apei. Ei numai din punct de vedere propagandistic vorbeau de ape bune, ape vii, ape curate, ape de tratament. În realitate nu dădeau voie nici animalele să fie adăpate. Majoritatea lacurilor nu puteau să servească nici pentru scăldatul copiilor, fiindcă generau boli și așa mai departe. Ideologia comunistă spuneau că toți copiii bolnavi mental erau consecința părinților alcoolici și nu era legată deloc de chimizare, de starea resurselor acvatice, a calității produselor agricole și așa mai departe. În Moldova, mortalitatea infantilă e de două ori mai mare decât media pe țară. De două ori subliniez acest lucru și vă atrag atenție că nicio catastrofă, fie chimică sau cauzată de bombă atomică, nu poate fi comparată cu cea a Nistrului. Catastrofă ce s-a produs din cauza ignoranței și lipsei noastre totale de răspundere. Nistru, Moldova, e unica sursă acvatică care ne mai poate îndestula condiția noastră biologică. Dar în această sursă vitală s-au infiltrat toate otrăvurile posibile. Mamele care vedeau își dădeau seama că a lucra în agricultura sovietică, în agricultura moldovenească, înseamnă că poți ai în familie copii handicapați. Aceste cazuri grave de cancer și frecvente sunt direct legate cu poluarea apei, a pădurii, a solului, a aerului. Și zicând că odată să luăm aminte, in vita naturae, vita noastră este. Tovarăși, eu vă spun toate acestea pentru că știți și dumneavoastră, Consiliul de Ministri a luat o hotărâre ca extragerea nisipului și prundișului din albea fluviului să fie interzisă. Pe mine mă miră că odată ce ați îndrăznit contra hotărârii luate să extrageți nisipul din fluviu, apoi extrageți-l în așa fel ca să nu lăsați gropile și hăurile cu vâltori. Căci ce se întâmplă? Dă unez la Caminca, în aceste vâltori s-au înnecat trei bărbați.
iar mai altă ieri la Speia s-au unecat 3 elevi. Membrii expediției noastre s-au adresat pentru ajutor direcției fluviale a flotii moldovenești, dar dumneavoastră n-ați reacționat. Parcă se poate să procedăm astfel cu oameni. Până în prezent mai continuă să se extragă în mod barbar nisipul și prundișul din Albia fluviului. Ziarul Sovietskaya Moldavia din 7 august 88 anunță că extragerea nisipului și a prundișului din Nistru a fost redusă la cantități minime, ceea ce în fond e o dezinformație. Unde e acea apă din care a fost cântată, care se considera de leac apa vie a Moldovei? Asta e cea mai mare apă a Moldovei, Nistru, care ne scoate pe noi în lume. Uitați-vă și frumosați, și râu frumos. Aici pe Nistru mi-au spus părinții, moșii, strămoșii, că aici s-a scris istoria noastră Moldovei, aici s-a făcut cultura Moldovei, s-au scris cărți, cele mai frumoase orașe, sate s-au făcut, dar azi uitați-vă și au ajuns cu Nistru nostru. Aici era apă limpede, curată, frumoasă, câncile, numai huie valea asta a Nistrului de câncii, dar acum cu, spune lumea că uzinele, că ne-au stricat apă tractoare, nu știu, ne-au stricat-o norodul nostru, care tot arunc și murdare au în gospodării, aduc și arunc în Nistru. Ce râu frumos am avut noi, foarte frumos era Nistru, curat, cel mai curat fluviu din Europa. Acum e murdar, n-are niciun stăpân, pe nimeni nu-l interesează soarta lui. Pentru o perioadă cum a fost cea comunistă cu cerberi, cu ideologie cenzură, a spune că a fost apă pe teritoriul nostru și nu o mai avem, cred că, din punctul nostru de vedere, a fost un act de mare curaj. Adresarea către toți cetățenii din bazinul Nistrului. Tovarăși, fluviul Nistru, care aprovizionează cu apă mai mult de 10 milioane de oameni, se află în stare de pericol. E nevoie să se acționeze la modul cel mai hotărât și să se întreprindă cele mai eficiente măsuri ca starea alarmantă în care se află fluviul nostru să fie lichidată astăzi. Mâine va fi prea târziu. Cetățeni, luați aminte, soarta mediului ambient din bazinul Nistrean depinde numai și numai de noi înșine. Nu se poate de combinat, de spurcat ideologia cu habitatul, cu pământul. Nu se poate, nu se poate de construit piramide sau nu știu ce, pentru că faraonul vrea așa și în detrimentul sau ucigând tot un prejur. În momentul în care vom neglija aceste probleme, în momentul în care nu vom spune că nu contează aceste probleme, vom avea pe viitor probleme mult, mult mai mari. N-o să avem minte, n-o să fim conștienți de ce facem. N-o să fie nevoie de o bombă nucleară atomică. Noi singuri distrugem tot ce este împrejur. Treziți-vă, oameni buni! Da, e timpul să ne trezim și să ne apucăm de treabă fără să pierdem o clipă. La naiba cu socotelele și promisiunile gratuite. Unica soluție ce ar garanta ieșirea din impas e ca fiecare cetățean, indiferent de rangul și postul pe care îl ocupă, să se pătrundă de răspunderea personală într-o salvare a fluviului. Este o vorbă. Omul la nevoie se cunoaște. Și dacă acum mi se oferă o șansă, poate ultima, de a pune umărul să salvăm ce avem mai sfânt, fluviul nostru, atunci de ce am mai sta pe gânduri?